Doar 2 zile ne mai despart de soborul Sfântului Ioan Botezătorul, zi în care îl cinstim pe cel care l-a botezat pe Hristos în Iordan. El este cel care a spus despre Iisus că este mielul lui Dumnezeu, cel ce ridică păcatele lumii și a văzut latura divină a lui Hristos. În această zi, aproape 2 milioane de români își serbează onomastica, dintre aceștia aproximativ 50.000 sunt olteni. La nivel de județ, numele de Ion, Ioana, Ionela sunt aproximativ 50.000 de persoane. Cei mai mulți sunt Ion, undeva la 14.500 de persoane. Cu această ocazie de Sfântul Ion, Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor transmite un sincer la mulți ani, sănătate, bucurie și împlinirea tuturor dorințelor. Ziua Sfântului Ioan Botezătorul reprezintă încheierea oficială a sărbătorilor de iarnă. În această zi, tradiția spune că nu se consumă vin roșu, iar în lumea tradițională a satului nu se taie nimic cu cuțitul, toate alimentele fiind rupte cu mâna. O altă interdicție era cea a folosirii măturii, care ar deranja liniștea morților. Tot în această zi, un vechi obicei spune că trebuie să ne stropim cu aghiazmă pe față pentru a fi feriți de boli tot anul.